Doamnelor, ce mă bucur că am rămas singură cu voi la pădure de când vreo visam așa ceva. Nu vă simțiți cumva prea responsabili acum că și-au pus oamenii ăștia toată încrederea în voi? Mie îmi place responsabilitatea, am avut-o încă de mic, mi-a pus-o mama cu tata, ia, asta e a ta. Te voi distruge, dragule. Știi cum e vorba aia? Liderul se alege, nu se iese în față să zic că eu vreau să fiu. Corect. Puterea exemplului. De asta, ai dreptate. Hai, lasă și tu puțin de la tine. Eu vreau să nu mai fac glume acum, că îmi pierd concentrarea, deci fac glume după aia. Bine, las că le fac eu atunci. Deocamdată vreau să zic serios ce aveți de făcut. Da. Fiecare veți avea legat de spate un buștean de 30 de kilograme. Va trebui să parcurgeți traseul marcat, târând bușteanul după voi și să adunați cele 12 stegulețe corespunzătoare culorii voastre, unul câte unul, și să-l așezați în suport. Concurentul care reușește să pună primul toate cele 12 stegulețe în suport câștigă proba și devine noul fermier al săptămânii. 3, 2, 1, start! Au plecat în viteză amândoi și și-au făcut bine strategia, s-au dus spre cele mai îndepărtate stegulețe. Până acum sunt, ca să spun așa, egali în mișcare, dar hai să vedem până mai departe unde ajungem. O să se mai miște baloții ăștia. Îmi place că amândoi luptă foarte, foarte serios. Și încă n-au obosit, amândoi sunt la egalitate. Fiecare dintre ei a pus câte 3 stegulețe în acest moment. Și nu par să obosească, dar nici nu par să intre direct într-un ritm foarte alert. Însă amândoi au abordat aceeași strategie. S-au dus întâi la stegulețele cele mai îndepărtate. S-a agățat, nu-i nimic, continuăm. S-a agățat, nu-i nimic, e foarte greu, mai ales după ce se adună un număr de ture. Andrei pare că e mai buldozer decât am crezut. Și-a dărâmat decorul. Nu, Andrei, încă o dată. Până aici. Și acum, asta e. Au voie să greșească de 3 ori, după cum mai tot spus în competiția noastră. La Andrei e prima greșeală, dar e în regulă. Deci, efectiv, am anulat proba de fermierul săptămânii, pentru că ăștia doi s-au luat la bătaie. Nu cred. Așa că ăștia doi pleacă acasă. Nu cred. Păi, dacă sar la bătaie, pleacă acasă. Frate, el trebuie să plece. Da, frate, el trebuie să plece, că vorbește urât. Vorbește urât. Te rog frumos, vino înapoi să termin ce am zis. Andrei, stai, te rog frumos, fii calm, Andrei. Pe bune, deci nu se poate. Bogdane? Stai. Andrei? Calm. Te rugăm frumos, calmează-te un pic, noi te calmați-l știm altfel. Calmați-l, frate, pe ăla, că dar vorbește urât. Dar ce s-a întâmplat? Spune-ne și nouă. Mișterianu, vino aici. Eu înțeleg competiția, că înjuri și de-astea, ce să facem? Tu ce făceai, Anda? Nu te lua la bătaie? Serios, vă râzi? Conduce la numărul de steaguri. Andrei are câteva steaguri în plus, nu mai reușesc să le număr de la distanța asta, dar cred că 2. Dar îmi place că Pișterianu nu se lasă deloc și chiar așa pe un ritm mai lent recuperează steag după steag. E foarte, foarte egală lupta lor, de fapt. Pișterianu mai are 4 steaguri, iar Andrei mai are 3 steaguri. Pișterianu trebuie să recupereze un steag dacă bagă viteză pe final. E cu un steag în minus în acest moment. 2 steaguri au mai rămas pentru Andrei. Nu, acolo următorul. Foarte bine, Andrei. 3 steaguri mai sunt și pentru Pișterianu. Și a rămas în acest moment. Nu. Până aici trebuie să recupereze. Până aici. Oh.
până aici și un ultim efort foarte fair play din partea lui Piștereanu. Andrei e la ultimul steguleț pe care îl duce în acest moment în suport și cred că după o luptă foarte dreaptă, Andrei a reușit să aducă toate cele 12 stegulețe. Mai avea două și Piștereanu. Două mai avea. Bravo, Andrei! Vă las să beți o gură de apă, vă las să vă trageți sufletul. Știam că o să pierzi. Uai, ce frumos a fost. Nu mâncasem nimic toată ziua. De aseară nu mâncasem. Și aseară a fost ceva, adică, nu știu, 200 de calorii, o chestie de genul ăsta. Adică, la 80 de kg e o problemă. Faptul că la un moment dat am încetinit, a fost faptul că nu mai aveam gaz. Eu mi-am pus de acasă cherosen, înțelegi? Problema e că s-a dus, a scăzut și cifra octanică, s-a transformat în benzină. Din benzină, eu am mai avut un rezervor pe gaz, înțelegi? Și s-a dus și gazul. Aia a fost proastă, înțelegi? Ca la taximetrist, s-a dus benzina, s-a dus și gazul. Și când s-a dus gazul, s-a dus gazul. Da, eu mă bucur că am participat în împotriva lui George, respect și l-admir, un om extraordinar. Ai, și un actor asemenea. Uși, ce frumos a zis. Eu chiar am vrut să-i dau lui, eu am putut să câștig. O să plecați acasă la un moment dat, până atunci fermierul săptămânii este domnul ăsta. Mi-a stat inima să mor eu. Ai jucat-o mai bine ca un actor, mă, bravo, mă, bravo, mă, hai de mine. S-a făcut pielea, uite, mă. S-a făcut pielea și acum. Uite, mă, cum sunt toată zbârlită de băștia. Auzi, ai jucat-o mai bine ca un actor, mă. Pe cuvântul meu, dacă nu a fost super reală, că ne-am și speriat, uitam unul la altul, bă, ce s-a întâmplat, pe bune, într-o dată, ce s-a luat la bătaie și așa, a rămas, eu m-a dus direct cu un lichior, zic, bă, liniștește-te, fii zen, că n-are rost. Deci noi chiar o luasem foarte serios, previzibil din partea lui George, pentru că na, este de meserie, dar foarte bine din partea lui Andrei, deci n-am știut care și asemenea valențe actoricești.